Din păcate, profilul unui agresor sexual este greu de recunoscut. Asta s-a întâmplat și în cazul unei minore din Drobeta, Turnu Severin, care ar fi putut trăi un adevărat coșmar dacă o echipă a televiziunii Mehedințiul Meu nu ar fi intervenit la timp. În jurul prânzului, un bătrân a fost surprins în timp ce încerca să acosteze o copilă de aproximativ 14 ani. Aflați în teren, colegii noștri au recunoscut un bărbat în vârstă de 66 de ani care în trecut a fost implicat în mai multe cazuri de agresiuni sexuale asupra minorilor. Echipa Mehedințiul Meu a observat imediat faptul că bărbatul era în compania unei tinere de aproximativ 14 ani, iar colegii noștri, recunoscând personajul, nu au putut sta deoparte. Cazul părea tras la Indigo, întrucât bătrânul are obiceiul să acosteze minore pe stradă în scopul de a-l ajuta să ajungă într-un anumit loc, spunând că nu este din oraș și rugându-le pe acestea să îl însoțească. Echipa Mehedințiul Meu i-a urmărit pe cei doi, întrebându-l pe bărbat dacă o cunoaște pe tânăra în compania căreia se afla. Vizibil speriat, acesta a încercat să-și ascundă intențiile, spunând că nu i-a făcut niciun rău fetei. Bună ziua, o cunoașteți pe dumneșoara? Nu. Nu o cunoașteți? Nu o cunosc, domnul. Și de ce sunteți împreună cu ea? Nu mă vedeți mie. Domnul mi-a legat și ce ți-a zis, domnișoară? Ce ți-a întrebat? Unde este podul Bruie? Ce-a întrebat? Unde este podul Bruie? Da? Păi da. Știi că domnul a avut... Dă-te mai încoace. Știi că a avut reclamații cu violul la... Domne, pe voi mei! Bă, domnișoară, zisei ceva! Zisei ceva! Bă, domnișoară, zisei ceva! Eu cam dat-o nu! Domne! Să nu știați unde este podul Bruie? Nu, domne, că au zis mai... alimentară. Care alimentară? Bui. Păi și ce nevoie aveți de domnișoara? Nu, domnișoara am spus-o. Da? Da. Din păcate, profilul unui agresor sexual este greu de recunoscut în viața de zi cu zi. Pe aceasta se bazează și cei care pozează în bătrânii neajutorați și pașnici, intrând în discuție cu fete tinere inofensive. În cazul de astăzi, fetița nici nu a conștientizat pericolul în care se afla, fiind surprinsă de ceea ce a aflat de la noi. Am văzut că erai cu un domn. Ce te-a întrebat? M-a întrebat câți ani am, de unde sunt și eu i-am spus, nu am știut cine este, am vrut să-l ajut, chiar am crezut că chiar nu știe. Ți-a zis să-l ajut să găsească un anumit loc? Da, mi-a spus să m-a întrebat dacă știu un magazin mare pe aici așa. Bătrânul nu este la prima încercare de acest gen. În urmă cu mai puțin de un an, a fost implicat într-un caz similar când a încercat să acosteze o minoră chiar de ziua copilului. Bătrânul a profitat de inocența copilei, sub pretextul că nu este din localitate, cerându-i astfel ajutorul pentru a găsi o cunoscută piață din oraș. În spirit civic, fetița i-a oferit sprijin bărbatului, urmând ulterior clipe de coșmar care i-ar fi putut distruge întreaga viață. Jandarmii au fost cei care au intervenit prompt la acel moment. Și noi, la rândul nostru, am încercat să implicăm în acest caz organele abilitate, însă, nefiind depusă nicio plângere oficială, până la momentul difuzării acestei știri, nu s-a luat nicio măsură. Ar fi de dorit să se ia măsuri preventive împotriva unor astfel de indivizi și să nu se aștepte până este prea târziu. Cazul de astăzi a fost unul cu final fericit.